Mulțumesc, domnule președinte. Titlul de declarației este Moldova se dezvoltă prin investiții istorice. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, am susținut permanent necesitatea dezvoltării României prin investiții de calitate în infrastructură, sănătate, educație și în extinderea utilităților de bază. După aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, s-au făcut multe investiții publice în România. Nimeni nu poate să conteste acest lucru, însă foarte puțini investiții au ajuns în județele Moldovei. În absența unei infrastructuri rapide de transport și a utilităților, investitorii privați ne-au ocolit, locurile de muncă au fost greu de găsit, iar salariile au fost printre cele mai mici din țară. Regiunea nord-est a fost mult timp penedre printre cele mai sărace regiuni de România și din Uniunea Europeană. Stimați colegi, astăzi, mulțumită guvernelor liberale, lucrurile s-au schimbat în mod radical. De pildă, în câțiva ani vom avea Moldova legată de provinciile istorice prin autostrăzi moderne. Deși am așteptat atâta timp, astăzi se lucrează pe autostrada Moldovei, iar alte proiecte de autostrăzi sunt în pregătire. Mai mult decât atât, administrațiile publice locale curajoase au depus sute de proiecte și au obținut finanțare pentru cele mai așteptate investiții. De exemplu, știe o țară întreagă faptul că la Suceava, Consiliul Județean condus de Gheorghe Flutur, construiește deja centuri ocolitoare ale orașelor, modernizează sute de kilometre de drumuri, extinde utilitățile de bază în toate localitățile și se luptă să dezvolte turismul din Bucovina. Chiar dacă multe dintre investiții nu sunt încă finalizate, acestea au început deja să producă efecte pozitive. Tot mai mulți investitori importanți sunt interesați să deschidă fabricii Moldova și să creeze locuri de muncă bine plătite. De asemenea, am primit cu satisfacție datele provizorii ale reșesământului din 2021, care arată că Suceava este printre puținele județe în care populația a crescut. Mai mult decât atât, Suceava este al doilea județ din țară cu cea mai tânără populație. Aceste lucruri ne dau mari speranțe pentru viitor. Toate aceste aspecte favorabile pe care le constatăm astăzi despre dezvoltarea Moldovei nu ar fi fost posibile dacă nu am fi avut oportunitatea finanțării investițiilor cu fonduri europene nerambursabile și dacă guvernele PNL alături de președintele României nu ar fi obținut un volum istoric de fonduri europene pentru România. Dacă în trecut ni s-a spus că nu putem face autostrăzi, școli, grădinițe și spitale în Moldova cu bani europeni, astăzi Faptele vorbesc și cele mai multe investiții se fac cu fonduri europene. Vă mulțumesc, eu am bălan deputat PNL.